Salutare, oameni dragi! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am revenit cu clipul pe care l-ați cerut pe Instagram, adică vreau să vă arăt ce produse cosmetice mi-am cumpărat în vacanța de la Londra. Dacă ați văzut deja vlogul meu, vă mulțumesc din suflet. Dacă nu l-ați văzut, vă rog să mergeți să-l vedeți. O să vă las și eu linkul în descriere ca să-l găsiți mai ușor. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să dați un like acestui video ca să știu că v-a plăcut. Mie îmi place foarte mult orașul Londra, este orașul meu preferat. Prima dată am fost în Londra în 2005 și m-am îndrăgostit iremediabil de acest oraș, iar dragostea mea s-a menținut în continuare, așa că ori de câte ori am ocazia, pur și simplu fug până la Londra. Am norocul că de 5 ani cea mai bună prietenă s-a mutat acolo, ea mi este ca o soră, ne cunoaștem de când aveam 10 ani, de fapt de dinainte să împlinim 10 ani. Și suntem foarte, foarte, foarte apropiate, ne vedem destul de des, așa că ea ori vine ea în România, ori mă duc eu la Londra, oricum eu mă folosesc de orice pretext ca să merg acolo. Dar destul cu vorbăra aia, haideți să vă arăt ce mi-am cumpărat. Prima achiziție pe care am făcut-o fix în ziua în care am ajuns în Londra au fost aceste șampoane uscate de la Batiste. Este Volume Spray XXL Womp My Lux. Îl avem și noi în România. Ideea e că eu am luat aceste șampoane uscate de la Batiste din Poundland. Poundland este un magazin, gen cum aveam și noi Euroland sau un... unde orice produs costă o liră sau 2 lire. Șampoanele uscate costă 2 lire în Poundland și asta înseamnă vreo 11 lei în banii noștri. Un șampon ăsta în Sensiblu costă 28 de lei cel puțin. Uneori l-am văzut și mai scump. Și mi-am mai luat tot cu 2 lire acest texturizing spray. Nu știu dacă l-avem, dacă l-ați încercat. Eu nu l-am încercat, l-am luat să-l încerc. A costat tot 2 lire. Și mi se pare că am făcut o afacere foarte bună, pentru că diferența dintre 11 lei, 28 de lei este foarte mare. Și întotdeauna când mă duc acolo, să știți că încerc să-mi fac provizii. De aceea mi-am luat atâtea de data asta. Următorul produs este acest deo spray, este de la Vaseline. Brandul ăsta Vaseline este preferatul meu în materie de deodorant. Este foarte funny pentru că eu îmi cumpăr întotdeauna și eu folosesc acest deodorant, iar Cristina, care stă în Londra, folosește doar Lady Speed Stick, varianta stick. Iar eu de fiecare dată când mă duc îi duc deodorant, iar ea când vine în țară de fiecare dată îmi aduce deodorantul ăsta. Este chiar ironic. Nu mai aveam, culmea, nu mai aveam de vreo 2 săptămâni Vaseline, mi-a adusese Cristina ultima dată când a fost în țară, așa că plecarea mea a venit la fix, mi-am luat 2 spray-uri mari. Astea sunt destul de ieftine, costă 1,36 lire, dar nu știu ce s-a întâmplat, pentru că înainte găseam în Superdrug și în Boots, peste tot, foarte multe variante. Aveau o variantă roz, care mie îmi plăcea foarte tare, și mai aveau niște variante de spray comprimate, de aveai 200 de mililitri într-un recipient de 100 de mililitri. Erau foarte bune, îmi cumpăram tot timpul și nu le-am mai găsit pe nicăieri. Nu știu ce s-a întâmplat, chiar sper să nu scoat aceste spray-uri de pe piață, pentru că sunt preferatele mele. Dacă nu le-ați încercat, eu vă recomand să le încercați, pentru că sunt foarte, foarte bune. Sau cel puțin eu personal mă înțeleg foarte bine cu ele. Apoi am fost cu Cristina în TK Maxx. TK Maxx este un fel de magazin, outlet, de fapt este un outlet, pentru că vin produse, haine, încălțăminte, cosmetice, genți, curele, nu știu, electronice, bijuterii, vin de la brandurile mari și în TK Maxx sunt mult mai reduse. De acolo mi-am cumpărat destul de multe haine și chestii de lenjerie intimă, pe care o să vi le arăt în videoul cu haul-ul de haine. Dar am găsit și acest săpun care, pe care scrie Good Vibes Only și este cu watermelon. Miroase foarte frumos. Nu-mi dau seama dacă miroase a pepene galben sau a pepene roșu, dar este un săpun foarte mare și chiar miroase foarte drăguț, iar ambalajul este super drăguț. Și a costat 3,99 lire. 20 ceva de lei pentru dita mai săpună. Eu zic că a făcut afacere bună. Apoi, nu știu dacă v-ați uitat cu adevărat la vlogul meu de la Londra, dar cât Cristina a fost să se epileze cu laser, eu am dat o fugă până la Harvey Nichols. Harvey Nichols este un magazin unde jos sunt doar cosmetice și parfumuri, iar sus sunt haine de la
branduri high-end, haine de lux. Și acolo, doar în Harvey Nichols găsești în Londra produsele Fenty de la Rihanna. Am fost și la standul Fenty, dar de data asta nu m-am mai tentat mai nimic. Am deja fondul de ten și rujul. Mă tentau un pic paleta de iluminatoare, dar la câte iluminatoare am nu mai avea rost să cumpăr unul. În schimb, am fost țintă la standul Charlotte Tilbury. Și pur și simplu am fost fascinată de tot ce am văzut acolo și am zis, haide să-mi iau și eu, chiar dacă nu am nevoie de nimic, pentru că am o grămadă de cosmetice și cumpăr și primesc într-una, am vrut să mă răsfăț, pentru că mie îmi place foarte mult Charlotte Tilbury, este un make-up artist londonez extrem de cunoscută în toată lumea, vă sfătuiesc să-i căutați canalul de YouTube și să vă uitați la tutorialele ei. Acesta care se aude așa clopoțind este grimiță și presupun că o să vină încoa, hai! Hai sus, mami. Vrei să ieși? Hai, pa! Haide, pufosul, ieși sau rămâi? Nu, nu iese. Hai, vii sus la mama? Hai, vii sus la mama? Așa, îmi place foarte mult Charlotte Tilbury pentru că are un stil foarte natural. Piele cât mai strălucitoare, acoperire cât mai mică. Pur și simplu are un stil cu care eu mă identific și îmi plac foarte mult sfaturile pe care ea le oferă. Așa că am fost și mi-am cumpărat un fond de ten, se numește Magic Foundation Flawless Long Lasting Coverage Broad Spectrum SPF 15. Deci este un fond de ten ultra rezistent, care are o acoperire destul de bună și care are și SPF 15. Uitați, așa arată. Îmi place foarte mult ambalajul, este foarte drăguț. L-am încercat, deja îl folosesc de când eram în Londra, am început să-l folosesc pentru că mi-am uitat fundul de ten acasă. Eu am nuanța 2, este destul de deschisă, dar după cum vedeți, mi se potrivește foarte bine. Nu vedeți o diferență între linia maxilarului, față și gât. Îmi place fondul de ten, nu pot să-i fac un review pentru că l-am folosit doar cât? O săptămână jumate? Dar dacă vă interesează, să știți că îi voi face un review. Nu mai știu cât a costat pentru că nu știu doar cu el. Am mai cumpărat două produse. Am mai cumpărat și pensula de fond de ten. M-am abținut cu greu să nu o folosesc ca să vă arăt vouă nouă. Să n-o stric. Aceasta este pensula pentru fond de ten. Este din păr natural. Să știți că ea devine mult mai pufoasă. O să o iau cu mine acum la mare. Acum filmez înainte să plec la Constanța. Și am văzut pe canalul ei de YouTube că aplică foarte frumos fondul de ten. De altfel am încercat să aplic acest fond de ten și cu pensula sintetică de buffing și cu buretele și în ambele cazuri se aplică exemplar. Deci am cumpărat și această pensulă și am mai cumpărat de la Charlotte Tilbury. Să nu te prind că sar pe cameră, te văd. Nu e voie, nu e voie. Cu ce arăt după el? Și am mai cumpărat de la Charlotte Tilbury acest corector care se numește The Retoucher Conceal and Treat Stick. Stai afară! Deci grămiță chiar a tras de cameră. Deci a venit și a dat cu laba și a tras camera, a tras trepiedul. Deci vă ziceam că grămiță chiar a venit să uita la cameră și a dat cu laba și a tras trepiedul. Nu știu de ce e așa obraznic azi. Dar să revenim. Am cumpărat acest corector The Retoucher Conceal and Treat Stick. Din păcate, eu am cerut nuanța 2, dar mi-au dat nuanța 1 și s-ar putea să fie prea deschisă. Sper totuși să nu fie prea deschisă, o voi încerca, nu am încercat-o încă pe ochi. Iar aici, este asta? A, nu, asta e. Deci este așa cu pensulă, știți că îmi plac foarte mult corectoarele astea, mi-amintește de tuș eclat de la ISL. Pur și simplu rotești și iese produs și îl aplici pe față. L-am testat în magazin și are o acoperire foarte, foarte mare, așa că o să-l iau cu mine la Constanța acum și chiar o să-l folosesc de acum încolo. Sper totuși că nu e prea deschisă nuanța. Deci mi-am cumpărat aceste 3 produse din Harvey Nichols și au costat fix 100 de lire. 100 de lire înseamnă vreo 550 de lei. Cred că e ok, având în vedere că am o pensulă din păr natural și pensulele profesionale din păr natural costă destul de mult. Un fond de ten profesional și un corector profesional,
cred că e ok. Na, am dat ceva. Apoi am găsit în Londra un produs pe care îl vânesc pe Farmacia Tei de foarte mult timp și niciodată nu l-am găsit. Este vorba despre această mască exfoliantă de la The Ordinary, AHA 30% plus BHA 2% Peeling Solution 10 Minute Exfoliating Facial. Deci este o mască ce conține alfa-hidroxiacizi în proporție de 30% și beta-hidroxiacizi în proporție de 2%, adică acid glicolic și acid salicilic. Această mască, am citit foarte multe despre această mască și este super lăudată. Mi-o doream și eu foarte tare. A costat 6,30 lire în Londra, deci nu a costat foarte mult. Nu e o diferență foarte mare între cât costă la noi și cât am dat acolo. Culmea e că după aia am descoperit și magazine de CM, magazine The Ordinary, prin Shoreditch. Deocamdată încă mai am din masca cu acid glicolic cu dovleac. Aștept să o termin pe aceea și apoi o voi desface și o voi folosi și pe aceasta. Nu are rost să desfac două măști exfoliante în același timp, pentru că în principiu fac cam același lucru. Însă, cred că asta este mult mai eficient, așa că sunt nerăbdătoare să o încerc. Tot de la Harvey Nichols am fost și la standul Laura Mercier, de unde mi-am cumpărat faimoasa pudră Loose Setting Powder. Este vorba despre o pudră pulbere translucidă, o pudră care îți face tenul să arate absolut fabulos. Bineînțeles, poți să-ți încarci tenul cu această pudră dacă aplici excesiv de mult, dar una dintre cele mai mari calități ale ei este că nu încarcă tenul. Eu am luat varianta mare, care are 29 de grame, și cred că am dat pe ea 29 de lire sau 36 de lire, nu mai țin minte. Am început deja să o folosesc, îmi place foarte mult, oricum o să-mi ajungă această cantitate, o grămadă. Mai am și alte pudre, așa că nu fac griji, dar am mai avut această pudră prin 2012, o comandasem de pe Strawberry Net, varianta micuță, și știu că și atunci mi-a plăcut. Așa că era păcat să fiu acolo, să am stand Laura Mercier și să nu o iau și eu pentru trusa mea și pentru uz personal. Tot din Harvey Nichols am fost și la standul Stila, pentru că am găsit stand Stila și mi-am luat aceste farduri lichide, Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Nu știu dacă le știți, eu mi-am luat nuanțele Diamond Dust și Sunset Cove. Ia să vedem focal. Acestea sunt nuanțele pe care le-am ales eu și vreau să vi le arăt, pentru că sunt de-a dreptul superbe, sunt superbe. Sunt niște farduri lichide cu mult glitter, sunt irizate, au mai multe reflexii și partea bună este că după ce se uscă devin waterproof. Uitați, așa arată. Chiar sunt deosebite. Și pentru că sunt atât de deosebite, chiar vreau să fac un swatch să vă convingeți ce culori și ce irizații au. Nu uitați, după ce se usucă, nu se mai mișcă de acolo. Aveau super multe culori. Albastru, cu mov, auriu, portocaliu, deci aveau o grămadă de culori. Un astfel de fard costă 23 de lire, deci destul de mult. Așa că mi-am cumpărat doar două nuanțe. Dar nu cred că reușește camera să surprindă irizațiile astea frumoase în totalitate. Dar abia aștept să fac niște machiaje cu ele, pentru că sunt absolut superbe, superbe. Ultimele produse pe care le-am cumpărat din Harvey Nichols sunt aceste două farduri de obraz de la NARS. Îmi doream foarte mult produse de la NARS, îmi doream blush-ul Orgasm și chiar l-am cumpărat. Țin minte că terminase Cristina la epilat și venise după mine, eu deja cheltuisem o groază de bani. Știa că nu trebuie să-mi mai cumpăr cosmetice. Și când a ajuns Cristina, m-a prins fix la standul NARS. Așa că ce era să fac? I-am zis că vreau să-mi iau și eu un fard de obraz, dar că nu sunt sigură, că mi se par mai multe nuanțe foarte, foarte drăguțe, că oscilez între Orgasm și Oasis și că aș vrea să le încerc. Așa că i-am cerut fetei de la stand o pensulă, mi-am aplicat Orgasm pe un obraz și Oasis pe un obraz, nu i-am zis Cristinei care și am întrebat-o care îți place mai mult. Și culmea, nu a ales Orgasm, deși ea are Orgasm, îl folosește mai tot timpul și mi-a zis că este superb și că merită cumpărat.
Și cum i-a ales Oasis, dar mie îmi plăcea foarte mult și Orgasm, m-am dus așa, m-am întors cu spatele la Cristina și vânzătoarea s-a uitat la mine și am zis așa să-mi citească pe buze. Both. Și s-a dus în liniște la casă, le-a scanat pe amândouă, am scos cardul, am plătit și Cristina după aia ne mai plimbam noi prin magazin și face, pe care ți le-ai luat până la urmă? Și mă uit așa, eee, și face, nu zice că le-ai luat pe amândouă. Și le-am luat pe amândouă, uitați cum arată. Sunt foarte drăguțe. Acesta este Orgasm și acesta este Oasis. Oasis este mai rozaliu, mai rece. De fapt nu că e rece, e neutru chiar. Și se potrivește foarte bine cu subtonul pielii mele. Ăsta merge pe toate tipurile de ten. Îl port și eu astăzi și mi se pare foarte, foarte, foarte drăguț. Nu mai știu cât am dat pe un blush de la NARS. Un blush de la NARS, un blush la NARS, cred că este tot în jur de 30 de lire, 28, cred că 28 de lire a fost un blush din acesta, nu mai țin bine minte exact. Apoi am fost cu Cristina în Superdrug pentru că ea era în căutarea unei palete, aceasta este, se numește, este de la Make Up Revolution, e Make Up Revolution? Cred că, de fapt, nu e Make Up Revolution, cred că ăsta I Love Make Up London este un brand de sine stătător și se numește Chocolate Rose Gold. Într-adevăr, este o paletă foarte, foarte, foarte frumoasă și vreau să vă arăt imediat. Ia uitați cât este de frumoasă, cu ce vi se pare că seamănă cumva cu Too Faced Chocolate Gold? Da, mie mi se pare că seamănă perfect, doar că asta se numește Chocolate Rose Gold și asta se numește Chocolate Gold. E, Cristina a căutat această paletă pentru că seamănă foarte bine cu paleta Desert Dust de la Huda și într-adevăr eu am acea paletă, mă uitam dacă o am aici în sertar, s-ar putea să o am aici în sertar și multe dintre culori seamănă, dar să știți că nu seamănă deloc cu paleta de la Too Faced Chocolate Gold. După cum vedeți, sunt total diferite. Însă această paletă de la Revolution are niște culori foarte frumoase, după cum vedeți. Sunt ok și sunt destul de pigmentate. Aceste palete sunt destul de ieftine. O paletă ca asta costă 8-9 lire maxim, 9 lire maxim costă, deci de până în 50 de lei. Și să știți că fardurile sunt pigmentate și adică poți să-ți faci treaba cu ele, ca make-up artist poți lucra foarte bine cu ele și este o paletă frumoasă, chiar are niște culori frumoase. Tot din Superdrug, de la standul Make Up Revolution, mi-am cumpărat preferatul meu creion de sprâncene, nuanța Light Brown. Știți că este acel creion cu două capete pe care eu îl folosesc în tutorialele mele. Am luat doar unul pentru că nici nu l-am terminat pe celălalt. Dar să știți că sunt foarte, foarte bune aceste creioane și tot așa, cred că am dat pe el 4-5 lire sau 4 lire 90. Deci dacă găsiți pe undeva aceste creioane Revolution, Make Up Revolution London, să știți că sunt foarte bune, sunt la fel de bune ca alea de la Make Up Forever care costă de vreo 5 ori mai mult cel puțin. Și dacă suntem la capitolul sprâncene, am cumpărat și acest Underbrow Define Brow Gel, Brow Liner and Gel. Să vă arăt ambalajul. Era la reducere în buț, după cum vedeți am dat doar o liră jumate pe el, însă am încercat să-l folosesc, culoarea nu mi se potrivește. Asta era culoarea pentru blonde, dar este o culoare cam cărămizie, așa, cam caldă, chiar nu mi se pare bună. Stați să compar cu ăsta de la Revolution, care are o culoare foarte naturală. Bine, eu acum apăs foarte tare pe ele. Dar uitați, culoarea de la Revolution este ușor gri și asta este așa gălbuie. Chiar am încercat să-l folosesc și nu mi s-a potrivit deloc. Însă ce e interesant la acest produs este că aici îl deșurubezi și are un gel colorat de sprâncene pentru blonde. Mie îmi plac gelurile colorate de sprâncene și chiar o să încerc să-l folosesc. Culoarea însă chiar nu mi se potrivește deloc.
din Boots pentru că era o ofertă. Am cumpărat aceste 3 rujuri de la Maybelline. Se numesc Super Stay Matte Ink și am cumpărat nuanțele 45, 80 și 20, care se numește Pionier și este roșul acela pe care îl purtam și în vlogul de la Londra și v-am întrebat eu dacă îmi stă bine și dacă să-l mai port. Să știți că aceste rujuri sunt extrem de rezistente. Cristina mi le-a băgat pe gât și a zis cumpără-ți. Ea mi-a ales nuanțele astea. A costat 10 lire un ruj. Era ofertă. Cumperi 2 și pe al treilea îl primești gratis. Deci am dat 20 de lire, adică 110 lei. Da, 110 lei pe 3 rujuri. Le avem și noi în România, le găsiți pe EMAG. Dacă vreți vă las link în descriere, sunt mai multe nuanțe acolo. Eu vă recomand nuanța Pionier, este și un roz așa pudrat, foarte frumos, pe care vi le recomand de asemenea. Vă ziceam că aceste rujuri sunt foarte, foarte, foarte rezistente, chiar rezistă. Deci în ultima zi m-am dat undeva pe la ora 9-10, am mâncat, am băut cafea, am fost la Cristina, ne-am comandat de la thailandez. Știți că ați văzut în vlogul meu că am mâncat prima dată mâncare thailandeză. Mâncare thailandeză care era destul de uleioasă. Am mâncat tăiețeia fără nicio problemă, nu m-am ferit absolut deloc. În continuare rujul meu rezista. Am plecat la aeroport, iar cafea, ronțăiel, sandwich, tot ce mănânci într-o zi, 11-12 ore mai târziu, deci eu m-am dat cu el pe la 9-10 și am ajuns acasă pe la 1 noaptea, pentru că avionul meu a avut o întârziere, deci am ajuns acasă pe la 1 noaptea și rujul meu era aproape intact. Și mâncasem și băusem toată ziua și a trebuit să îl demachiez cu demachiant pe bază de ulei, pentru că nu se lua, pur și simplu este foarte rezistent. Însă are și un dezavantaj și nu vreau să-l ascund de voi, să știți că este un pic așa lipicios, sticky. Nu e foarte lipicios, dar nu este, de exemplu, cum este cel de la MAC Retro Matte, care are o textură catifelată, perfect uscată. Amândouă sunt rezistente la transfer, dar cel de la MAC este mult mai confortabil de purtat. Cu ăsta trebuie să te obișnuiești un pic, că e un pic așa lipicios, să-ți ia ceva să-ți dezlipești buzele. Însă, într-adevăr, merită, își merită banii și își face treaba perfect. Și cred, Cristina spunea că poți să te și săruți cu acest ruj și nu se ia. Și am ajuns și la ultimul produs cosmetic pe care l-am cumpărat în această călătorie. Este vorba despre această cremă de corp. De fapt, este o cremă unctoasă, un unt de corp. Se numește The Writer's Butter, este de la Soap & Glory. Ia, focus! Așa, Soap & Glory este un brand pe care l-am descoperit în 2009. Este, cred că, unul dintre cele mai iubite branduri ale mele. Se găsește doar în UK, sau mă rog, cel puțin de acolo îmi comand eu. Din păcate, chiar dacă Boots livrează și în România, pentru că se găsește exclusiv în Boots, produsele de la Soap & Glory nu se livrează în România. Mai multe produse de la Soap & Glory au și produse de machiaj, au și produse de skincare la modul creme de ochi, serumuri, măști, au produse de îngrijire a picioarelor, au o gamă foarte, foarte largă de produse. Să știți că acest produs a costat 10 lire și are cât? Are 300 de mililitri, este varianta mare. Aveau și varianta de 50 de mililitri cu 3 lire, dar îmi place atât de mult încât trebuia să-mi refac stocul. Mai am niște produse Soap & Glory în baie deja. Dar am zis că cine știe când mai ajung la Londra și atunci să-mi iau o cremă mare. Oameni dragi, acestea au fost produsele cosmetice pe care mi le-am cumpărat eu din această vacanță. Sper că v-au plăcut. Dacă aveți întrebări despre unele dintre ele sau vreți să fac review la vreuna dintre ele, vă rog să-mi scrieți. Vă rog să-mi spuneți dacă v-ați uitat la vlogul meu de la Londra și să-mi spuneți cum vi s-a părut. Asta dacă nu mi-ați lăsat comentarii deja. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că v-ați abonat la canalul meu și nu uitați să-mi dați un comentariu în care să-mi spuneți dacă v-a plăcut acest clip. Știți că îmi place foarte mult să primesc comentarii de la voi, mă bucură fiecare comentariu foarte, foarte, foarte tare. Chiar nu știți cât de tare mă bucură și să-mi spuneți cu ce ați vrea voi să mai fac clipuri. Vă mulțumesc, vă pup și ne vedem în clipul de miercuri. Pa, pa!